interesant. Ne întoarcem la da. Asirien. Deci limba asiriană este limba oficială a unei populații din nord-vestul Irakului și din sud-estul Turciei. Și este limba de cult în biserica asiriană sau caldeană. Deci n-a dispărut. Există poporul asirian cu tradițiile lui. Deci este o ramură irachiană și turcească. Așa e cunoscută, ramura asiriană și biserica creștină asiriană. Și ei vorbesc limba Aisor, adică limba asiriană. Dar de fapt e dialect aramaic. Diferența nu e foarte mare, dar e diferență. Pentru că asiro-babiloniana avea un aspect, aramaica are un alt aspect, dar aramaica n-a dispărut deloc, asta aveam să vă spun. Acea limbă de pe vremea lui Iisus, care a fost limbă de cancelare și limbă politică, adoptată inclusiv de perși, pentru că edictele ahemenizilor au fost scrise în limba aramaică, aramaica a fost limbă politică de cancelarie și la ahemenizi. Și la babilonieni și la ahemenizi. Edictele de eliberare ale evreilor sunt scrise în limba aramaică. Și în Biblie mai este o carte în limba aramaică. Cartea Esterei. Este în limba aramaică, cel puțin partea unde este contractul de căsătorie. Ăla este scris în limba aramaică. Interesant. Sunt trei aspecte ale limbii neo-aramaice astăzi. Asiriana sau Aisor din Irak. Este siriaca din Siria, vorbită la nord de Damasc, în zona mănăstirilor creștine de la Maalula și Sitnaia, Maalula, unde e Sfânta Tecla îngropată. Este sub munții Antiliban, dincolo este Libanul. Și în Valea Beca, iarăși se vorbește siriaca. Deci este al doilea aspect al limbii aramaice sau neo-aramaice și al treilea este foarte îndepărtat, se vorbește în Iran, este aspectul mazdean, este biserica mazdeană, tot creștină, din zona Ahwaz, este un oraș foarte mare în Mesopotamia iraniană, aproape de Susa. Ca să ne întoarcem și la aspectele politice. Cum au ajuns arabii să cucerească Mesopotamia? Pentru că, exact cum spuneam, aici a fost la unor popoare care au rămas, ca să zic așa, au rămas numai elemente al unor popoare, pentru că au venit arabii, au cucerit toată zona aceasta și după aceea au adoptat islamismul, din păcate. Aici am un amendament. Nu e din păcate. Islamismul este o cale de mijloc între iudaism și creștinism. Nu e cea mai norocoasă și fericită cale. Ce s-a întâmplat? Muhammad, profetul, când era mic, venea cu unchiul lui, Ibn Taleb, la Ierusalim. Erau cămilari, erau cărvănari, veneau cu caravane. Cărau de toate. Ce se căra din Arabia, probabil că preluau inclusiv cantități de smirnă și tămâie aduse din sudul extrem, din Yemen și Etiopia și veneau cu ele spre Ierusalim și se opreau întotdeauna într-un oraș foarte important al caravanelor, care e oraș biblic atestat în cartea profetului Isaia acum 2700 de ani, este orașul Botsra, care astăzi se numește Bosra, care a fost oraș. Nu, e un alt oraș. Mic. E un oraș foarte mic în sudul Siriei de astăzi. Era o oprire obligatorie a caravanelor arabe. În Siria erau numai creștini. Când copilul Muhammad de 12 ani, 14 ani, venea cu unchiul său, cu caravanele. În acest oraș trăia un profet, a cărui faimă cucerise tot Orientul. L-a chemat Basura, era nestorian. Toată Siria a fost nestoriană, o parte din Iran erau nestoriene, Irakul era nestorian. Creștin, da, pe paripa lui Nestor. Arabii erau păgâni. Muhammad copilul era păgân, erau încă arabi păgâni, da? Și ascultau în casa lui Bahira, poveștile lui Bahira. Și era fascinat copilul, deci asculta povești creștine cu Iisus și Maria. Apropo, Fecioara Maria, numele este de trei ori mai pomenit în Coran decât al profetului Muhammad. Numele lui Iisus este de două ori mai pomenit în Coran decât numele lui Muhammad al profetului. Ce spuneți de chestia asta? Ca să vedeți cât de puternică a fost influența creștinismului asupra urechilor copilului
Muhammad, care Muhammad, a ajuns care, profetul de Exact, profetul, mă, da, care a ajuns, care a creat religia. Am fost exact. În casa lui Bahira, în Bosra. Bosra este un oraș foarte important pentru noi românii. De ce? Pentru că în anul 106, când s-a încheiat cucerirea Daciei, Traian s-a dus în Siria. Acolo era Nabateea, unde vă spun eu, și a anexat Nabateea. Romanii n-au luptat, pentru că erau prea inteligenți acei oameni să-și distrugă orașele și civilizația și, practic, s-au închinat romanilor. Și a fost anexat acest oraș în același an cu terminarea cuceririi Daciei. Anul 106, în toamnă, pe vremea asta. Interesant. Și orașul s-a numit, pe vremea lui Traian, Nova Traiana Bostra. Așa s-a numit orașul Bostra, pe unde trece Muhammad. Al doilea filon de cunoaștere și de înțelepciune monoteistă vine direct de la evrei din Mecca și din Medina, pentru că evreii locuiau peste tot în Arabia pe vremea aceea. Și nu numai atât, elitele acestor orașe, inclusiv în Yemen, erau elite evreiești. Și de aceea calea islamului, deci învățătura sau revelația pe care o primește profetul de la îngerul Gabriel, care îi spune Iqra, scrie, și el începe să scrie. De fapt, el nu scria, scria scribul. El doar auzea și spunea scribului ce îi șoptește, că numai el l-auzea pe înger, când a spus scrie. Și Coranul a fost scris. Ce a rămas în afara celor foi scrise este hadith, este tradiția. Deci au și cum au evreii Talmudul, care e tradiția, care e o carte veșnică, care se scrie și acum. Este bibliotecă infinită Talmudul, nu se va termina niciodată scrierea lui. Hadithul este ce n-a încăput în Coran, iar la creștin este tradiția Sfinților Părinți. Deci toți avem ceva în afara cărții, cum ar veni. Da, cultul, cum ar veni. Da. Cultul. Da. Fiecare religie. Acest trib din care făcea parte Muhammad a fost un trib războinic, Quraysh sau Quraishi, și ne vom întoarce la acest nume, e un nume important. Ei supraviețuiesc până în ziua de astăzi, au urmași dinastici clar, adică făcuți inclusiv, s-a luat sânge și s-a analizat de către geneticieni și se trag într-adevăr din Arabia cea veche. Au cucerit tot acest pământ. Irakul de astăzi, Siria și Iranul le-au cucerit pe toate și au întemeiat prima dinastie mare, Abbas. Abbasidă, da. Al lui Abbas, cu capitala la Bagdad, practic. Această dinastie a îngenuncheat și civilizația persană, sasanidă, care s-a terminat cu vechea Persie, cu zoroastrismul, și civilizația bizantină. Gândiți-vă că Damascul este o vatră bizantină. Da. Marea Moschee Umeiadă, care este a doua dinastie, după cea abasidă, este făcută pe Biserica Sfântului Ioan, unde este capul lui Ioan Botezătorul. În acea moschee, l-am văzut. Da. Am fost în moschea, Marea Moschee Umeiadă. Deci sunt iarăși întemeiați pe ceva creștin, cel puțin pe moaștele lui Yahia, Ioan Botezătorul, care e alt personaj coranic, Ioan Botezătorul. Deci au cucerit. Această lume a fost înglobată în lumea, noua lume a deșertului, în lumea beduinilor, a triburilor, care s-au civilizat foarte repede pentru că au avut cei mai buni profesori din lume, pe perși și pe bizantini. Dar trebuie spus că la începuturi arabii, fiind, ca să spunem, păgâni, deci fiind în perioada ante-islamică, era o civilizație extrem de avansată. În comparație, făcând comparație cu civilizația europeană care era barbară, care fusese ocupată după căderea Imperiului Roman, era deja barbară. Trebuie să diferențiem lucrurile. Aici vine civilizația. În Bagdad vine, la Abasi. Exact. Asta unde a fost cea mai mare bibliotecă considerată a tuturor timpurilor, mai mare decât biblioteca din Alexandria, este biblioteca lui Harun al-Rashid din Bagdad, care a fost capitala lumii, a fost o cetate divină. Cetățile divine erau o chestie de geometrie sacră, nu știu cum să-i spun. Erau rotunde, nu erau pătrate cetățile, sau hexagonale, sau pentagonale. Erau rotunde, pe rotund era zidul. Mai sunt cetăți. Ecbatana a fost așa din Persia, Amezilor, de fapt, a fost capitala Amezilor.
Înainte de contopirea dintre Mezi și Perși, deci capitala Mezilor este Ecbatana, tot o cetate rotundă. Și încă o cetate rotundă, cu ziduri pe rotund, este cetatea Erbila, Erbilul sau Arbila, Erbilul de astăzi din Kurdistan, care este veche vatră semitică, a ajuns ulterior oraș asirian. Erbila, deci Bagdadul era rotund, avea zid pe rotund, era un cerc perfect. Și în mijlocul cercului era palatul lui Harun al-Rashid, și în palat era biblioteca, Bait al-Hekma, Casa Înțelepciunii. Deci cea mai mare bibliotecă. Dar ce era această bibliotecă? În această bibliotecă au venit perșii și bizantinii cu cărțile lor. Și aici a început traducerea Înțelepciunii arabe de care vorbim. Exact. Aici a fost tradus Aristotel. În această bibliotecă, Aristu și Iflatun, așa se numesc Platon și Aristotel în limba arabă, Iflatun, Ua, Aristu. Au fost traduși în aramaică prima dată și apoi în arabă. Încă aramaica era acea limbă veche, încă era folosită. Și trebuie spus de asemenea, deci arabii s-au extins în această zonă. Au urcat, practic, spre noi, spre Mesopotamia, au urcat. Au urcat spre Mesopotamia și spre Siria. Exact, așa. Exact. Aceasta s-a răspândit în toată Europa. În perioada imediat după căderea Imperiului Roman, ei au fost cei care au adus civilizația în zona, lumea mediteraneană. Această civilizație este civilizația abasidă, de fapt, în care practic toată înțelepciunea antichității greco-romane a fost salvată. Practic ei sunt salvatorii culturii greco-romane. Ai filozofilor, pentru că s-ar fi pierdut cărțile de filozofie. Deci cărțile de filozofie ale lui Iflatun și Aristu, Platon și Aristotel au fost traduse în aramaică și arabă de către evrei și creștini. Ei erau traducătorii, să știți, și perși. Și perși, dar nestorieni. Când zic nestorian creștin, poate să fie și nestorian mesopotamian, haldean, poate să fie și nestorian sirian sau poate să fie nestorian iranian, pers. Noi așa știm că au fost traducători sau dragomani creștini, nestorieni și evrei. Ei au tradus practic înțelepciunea în limba arabă. Când au venit în cuceritorii, în Spania, deja erau tobă de carte, erau peste nivelul europenilor. Exact. Cu aceste cărămizi ale cunoașterii și ale civilizației, plus civilizația lor. Exact. Și trebuie spus că în perioada respectivă, Europa era plină de migratori. Toate și Spania. Când au venit vizigoții, ostrogoții erau vizigoți. Așa, au ajuns. Au avut contact cu vizigoții arabe. Și erau barbari. Veniți din stepele Rusiei. Nu chiar barbari, nu chiar, pentru că arta veche germanică este o artă foarte avansată, este foarte rafinată. Gândiți-vă la cloșca cu pui de aur, care este expresia desăvârșirii artei vechi germanice. Este în același stil lucrată. Ei lucrau în cloazone. Deci este o rețea hexagonală, exact ca fagurile de albină. Ați văzut cum sunt pasele acelea. Și erau, nu aveai rubini atât de multe, granate se foloseau, care seamănă foarte bine. Granatul e de vreo 6 varietăți, dintre care 3 sau 4 sunt nobile. Printre care, din ce ți-o minte acum, piropul și almandinul, care seamănă foarte bine cu rubinul. Și în acea structură de fagure, ei puneau cristale de pe vremea aceea. Nu se fațeta cristalul. Era în caboșon, era rotunjit. De aceea și vechile coroane imperiale, Sfânta Coroana Imperiului Romano-German, de exemplu, e tot cu cristale acelea în caboșon. Nu erau fațetate. Fațetarea a început mult încoace, pe la 1500-1600, fațetarea așa, și a diamantelor. Deci ele erau șlefuite pe rotund. Ca să ne întoarcem în zona Mesopotamiei, după aceea au ajuns otomanii. A început expansiunea otomană. Otomanii au ajuns până în Somalia, să știți. Au ajuns până aproape de Yemen. Practic tot conturul Arabiei Saudite era otomanizat, să zic așa. De aceea și denumirile care au fost preluate multe în administrație și armată de către turci, pentru că limba turcă veche, oguză, era foarte neevoluată și atunci au luat la grămadă cuvinte din arabă și din persană. Dar ulterior arabii le-au luat din turcă propriile lor cuvinte și forme de administrație. Cutul sultan, sultanat, de exemplu. Da, interesant. Da. O civilizație creată dintr-o mixtură
foarte interesantă de culturi, de moduri de viață, exact cum spune, inclusiv din punct de vedere al religiei. Deci au fost și-au însușit, ca să zic așa, și elemente din sau cultele vechi. Da, acolo în Irak. Care s-a dat o formă foarte interesantă din punctul ăsta de vedere. În Irak trăiește o populație, în Kurdistanul irachian, care e teritoriul semi-autonom sau semi-independent, trăiește o populație, Yazidi se numește, care ei sunt curzi, vorbitori de limbă, curda e limba iraniană. Să stabilim chestia, să știe telespectatorii noștri, este foarte fragmentată limba. Gândiți-vă, curzii sunt împărțiți pe 5 state, 4 sunt cele importante, adică Iran, Irak, Siria, Turcia, plus Armenia, că și în Armenia sunt curzi. În Iran sunt strămutați peste tot, până în partea dinspre Afganistan sunt colonii kurde mari. Acolo, în luna Kurdistanului irachian, trăiește un popor Yazidi care a cărui religie este zoroastrismul, care e camuflat sub islam. De aceea, când a venit statul islamic, prima lor țintă a fost acest popor, pe care au considerat păgâni, necredincioși, i-au exterminat, iar femeile și fetele au fost înrobite sexual, făcute sclave sexuale. Ați auzit de acele atrocități cu femeile? Sunt femeile acestei populații. Apropo de religii vechi păstrate. Și reacția pe care au avut-o femeile din Kurdistan, că și-au creat o armată proprie și au luptat pentru a se elibera de sub este armata bărbătească și armata femească, exact. Pașmerga, de luptători care se sacrifică pe sine, de fapt. Sunt extraordinar de patrioți acei oameni. Gândiți-vă că ei n-au plecat de acolo niciodată. Au toate motivele să lupte pentru un pământ chiar sterb, cum este, dar care este al lor. Turcia greșește, păcătuiește amarnic. Turcia nu a înțeles, de fapt. Semnificația și importanța acestor culturi străvechi pe care le-au găsit acolo când au venit ei și au întors frontul, să zic așa, după bătălia decisivă de la Malazkert, când i-au bătut pe bizantini, da, în apropiere de Armenia veche, Armenia mare, care venea până la Marea Mediterană, acea Armenie a Ciliciei, i-au exterminat și pe armeni, i-au alungat pe greci și acum luptă cu curzii. Deci cele trei popoare sedentare ale Asiei Mici. N-au înțeles importanța. Sunt persecutați peste tot, din păcate. Și Nu ca în Turcia, dar și în Irak, în perioada lui Saddam Hussein. Da, la Halabja a fost un holocaust. S-a aruncat cu gaze mortale, exact, de fapt, cigaște. Exact, folosit arme chimice. I-au gazat. 5.000 de oameni au murit. Halabja este peste munte față de locul unde am fost în Iran. Eu am fost exact pe partea cealaltă în Iran. Deci 5.000 după statistici au murit acolo, gazați de Saddam. Genocid. Este motivul principal pentru care Saddam a fost condamnat la moarte, este genocidul de la Halabja. 5.000 de curzi. Acum, Kurdistanul, v-am spus, este semi-autonom. Ei se gospodăresc singuri. Kurdistanul are un cu totul alt aspect decât restul Irakului. Este înfloritor din toate punctele de vedere. E liber și consumul de alcool. Nu sunt restricții spre deosebire de alte zone. Exact. Pentru că nu sunt musulmani. Sau o formă musulmană. Sunt musulmani. Sunt suniți. Nu putem vorbi de ce se întâmplă în Iran. Iranul are un alt aspect, dar tot laicizată forma de coeziune, să zic așa. Nu mai e coeziv islamismul, nu-i mai adună, nu-i mai ține. Nu mai poți vorbi despre acea uma, mamă a noastră, care este de fapt lumea islamică. Nu, ei sunt practic aproape desacralizați, aproape ca iranieni. Da, curzii sunt laici, de fapt, nu știu ce să zic. Da. S-au laicizat foarte mult, din punctul ăsta de... Da, acum, eu așa știam. E și o tradiție acolo în Orient, care în general e păstrată, am văzut și în Sudan prezent. Adică bărbatul, că ne referim la el, nu la femeie, că femeia are alte obligații, bărbatul până la 40 de ani e liber să facă orice. După 40 de ani, dacă aude chemarea lui Dumnezeu, este bine să se întoarcă la cele sfinte. Dacă n-a auzit-o, n-a avut urechi să o audă. Asta este chestie din înțelepciunea sudaneză.
ce vă spun eu acum. Da, da, da. Dar treaba asta este universal valabilă în lumea orientală. Adică se consideră că până la 40 de ani ai toate libertățile posibile, adică trește-ți viața, cu alte cuvinte. Cât mai multe femei, droguri, alcool, tot ce poți tu să faci într-o viață de om. Și sudanezii ăștia care făceau parte, erau colegi de-ai mei, de Cămin, făceau parte din elitele din Umdurman. Umdurmanul e al doilea oraș al capitalei Khartoum. Acolo sunt trei orașe, de fapt, unde se unesc cele două Niluri. Khartoum înseamnă trompă de elefant, că dacă te uiți așa de sus, dintr-o dronă, nu știu din ce dronă au văzut ei, dar ei vedeau că forma e de trompă. Și sunt trei orașe. Se distrau de minune, erau cei mai cheflii musulmani pe care am cunoscut vreodată, acești sudanezi. Și făceau parte din elita țărilor, din familii foarte bune. Deci treaba asta cu bea, mănâncă și distrează-te că vin vremuri grele e foarte înțeleaptă. Da. Și curții au luat-o ca pe o chestie așa, devenit în regulă și iranienii nu mai spun. Curzii fiind în raport de vecinătate imediată cu iranienii, cel puțin prin limbă, ei ca popoare diferă destul de mult. Curzii sunt un pic mai conservatori, au păstrat foarte bine și portul, peste tot. Oriunde în ce Kurdistan v-ați duce, o să găsiți curzi tradiționali. Și statele sunt foarte frumoase și tradiționale. Da. Ce s-a întâmplat după aceea? Deci au invadat, au cucerit turcii, otomanii, dar totuși, când au început să se implice occidentalii în această zonă? Păi în secolul al XIX-lea, nu mai târziu. În secolul al XIX-lea a fost un mandat britanic. Irakul a fost un mandat britanic și Levantul, partea Siriei și Libanului de astăzi, sunt mandat francez. Au fost 6 guvernorate franțuzești aici în Liban și Siria. Libanul era una dintre provinciile Siriei. Deci sirienii dintr-una au considerat Libanul provincia lor și a fost mandat ONU dat Siriei la un moment dat după războiul civil ca armata siriană să facă ordine în Liban. Armata siriană s-a retras acum după anii 90 din Liban, definitiv s-a retras. Și a rămas Libanul sub armata națională, dar cea mai puternică armata a Libanului fiind Hezbollah, de fapt. Hezbollahul care are una dintre cele mai puternice armate din toată zona. Armată mai puternică decât a Belgiei și a Olandei, de exemplu. Da, da. Deci mandat britanic care s-a terminat, a început povestea lui Saddam cu coloneii, cu regimurile militare, s-a luat acea greșeală fatală cu cucerirea și cu cotropirea Kuwaitului. Haideți să ne oprim. Aș vrea să facem o emisiune specială cu ce s-a întâmplat după 1948, cu implicarea și inclusiv a Irakului în problema, ca să zicem așa, arabă în privința Israelului. Deci că de fapt toți arabii s-au unit împotriva Israelului. Irakienii mai puțin. Da. Irakienii au avut propriilor referendumuri cu Iranul. Ei au avut cu Iranul. Este foarte interesant de vorbit. O să vorbim puțin în emisiunea următoare, care prezintă... A fost un război pustitor care a lăsat răni adânci, exact, vizibile și astăzi, în Iran cel puțin. Da, să vedem care au fost cauzele și ce s-a întâmplat. De asta spun, este bine să ne oprim aici, pentru că sunt foarte multe date, informații și este și să facem... Sunt enorm de multe date. Eu aș putea să vă furnizez cifre și nume, dar va fi neofertant pentru telespectator. O să încercăm să folosim numai numele primordiale, cum a fost acest Harun al-Rashid. Da, da, exact. Este un calif absolut legendar în vremurile căreia s-au scris cele 1001 de nopți. S-au definesc acea perioadă a Abbasidă, cele 1001 de nopți. Și sunt povești persane. El a trăit în Persia. Pentru că împărăția Abbasidă cuprindea și Persia. De astăzi l-a născut lângă Teheran la Rei și a murit în nord-estul Persiei la Fes, unde este îngropat unul dintre cei mai mari poeți perși, persani, Ferdowsi. Acolo a murit și este îngropat, de fapt, în Mashhad, lângă Imamul Reza. I-am văzut mormântul. Da. Mulțumim foarte mult, domnul Ivan. Cu multă plăcere și vă mulțumesc. Da, și o să ne revedem la emisiunea următoare. Da. Mulțumim frumos, la revedere!